o completare la cele spuse de dumneavoastră, vis-a-vis de momentul care, la un moment dat, a fost obligat evitate, adresată, nu-i corect spus, poate, catolicilor să revină la ortodoxie. Acum e emblematică îngăduința poporului român față de orice altă religie și față de libertatea omului în general. Dar să punctăm, mai ales că Brâncoveanu a fost contemporan cu perioada în care Ardealul a fost catolicizat cu forță. Știți foarte bine, generalul Bucuv a dărâmat cu tunul 190 de biserici. Și mai mult decât atât, de asta am vrut, nu putem să aducem nicio atingere personajelor din acest film, importanța lui Hosu, a portului la Marea Unire și a tuturor altor oameni și prezenți astăzi în viața românilor. Deci nu aducem o atingere credinței lor. Dar fiind ziua Brâncoveanu, să punctăm și adevărul istoric că Vaticanul e principalul responsabil de mazilirea brâncovenilor, deoarece Brâncoveanu se opunea catolicizării Ardealului, a rămas și astăzi în mănăstirea de la Sâmbăta. Deci în numele adevărului istoric, zic, e bine să punctăm lucrul ăsta și să fără a fi... Da. Bun, aceea e o problemă istorică complicată, eu nici n-am abordat-o, desigur. Bine, sunt și grecii ca primă linie, sunt multe linii, sunt linii complicate. Sigur că aici mai bine istorici ar vorbi, eu nu abordez asemenea teme istorice. Dacă ar fi fost o temă prezentată în cinema, aș fi abordat-o din perspectivă cinematografică. Aici, sigur că... E clar cine și-a băgat coada. Da. Păi cine e specialist? Da. Da. Da.